La Casa Românească, în cadrul ediției a 11-a a Zilelor Ruzdinului, s-a desfășurat ediția 26-a a Festivalului Internațional de Poezie Drumuri de Spice. În prima zi a festivalului, vineri 2 august, a avut loc vernisajul a două expoziții interesante, promoție de carte, respectiv revistă, și au fost înmânate o parte din premiile festivalului. Recent, la editura Tibiscus a apărut de subtipar volumul de poezie patriotică Ai scris istoria pe vatră, a poetului timișorean Ștefan Silva. Despre debutul editorial al poetului Silva a vorbit directorul editurii Tibiscus, Vasile Barbu. La editura Tibiscus, deci lansăm o carte. La editura noastră Tibiscus e apărut de subtipar această carte deosebită a poetului din Timișoara, Ștefan Vasile Popuța, o carte de poezie patriotică. Poetul Ștefan Silva a împărtășit admiratorilor taina nașterii acestui minunat volum și a recitat câteva din poemele sale. Poezia aceasta eu am scris-o pentru că am vrut să dau o formă scrisă anumitor simțuri și să rămână pentru posteritate. Am început să public în mai multe ziare, cel mai important fiind Tibiscus, și cei care m-au cunoscut, m-au sunat, m-au încurajat, au zis că le place ceea ce scriu. Evenimentul de înaltă trăire sufletească a continuat cu prezentarea revistei Maramorac, rezultat al bunei colaborări dintre conducerea societății Tibiscus și Comitetul Parohial al Bisericii Ortodoxe Române din Maramorac, condus de președintele Victor Simu, căruia i-a fost înmânat premiul cultural Gheorghe Bulic pentru efortul depus în revitalizarea vieții culturale printre românii din Maramorac. Mulți ani activitățile au fost la zero și iaca, mulțumind cunoștinții cu domnul Vasile Barbu, cu toți oamenii din Ruzdin, am plecat la o revitalizare de comunitate în sat. Tot la fel, umăr la umăr, ziarul este cu biblioteca. Înseamnă și înființarea bibliotecii un lucru foarte mare pentru sat și s-a ajuns și până la ziar. Despre aia că noi am și avut ziar, au apărut 3 numere în anul 2003 și s-a stat. Și un period foarte lung, n-am avut nici despre ce să scriem, nici ce să lucrăm, dar iată că a venit timpul că avem activități, avem întâmplări culturale și singur a venit timpul că trebuie să apară ziarul. Și cred că este foarte bun. În final au fost conferite premiul Pro Fidelitas, un premiu ce se acordă celor care de-a lungul anilor au sprijinit activitatea Societății Literar-Artistice Tibiscus. Printre premianți, anul acesta a fost și Todorica Măran, membru fondator. Eu am fost de la început, din 1991, când s-a înființat, și eram pe vremea aia foarte activ cu profesorul Lifa Gheorghe și cu ceilalți. Făceam prin sat obiceiuri, datine de obiceiuri cu steaua. Ani de zile am fost la Uzin și în Timișoara și la Jimbolia, am luat marele premiu, am fost foarte mult. După aceea, mai rar veneam pe la Tibiscus, fiindcă m-am angajat, adică mă duc mai des la biserică. De 25 de ani frecventez biserica, sunt cantor și 30 și ceva de ani de când am fost corist la biserică și sunt și în zi de astăzi. Manifestarea centrală din cadrul Festivalului Internațional de Poezie, Drumul de Spice, a avut loc sâmbătă, 3 august, manifestare care a închis ediția 11-a a Zilelor Ruzdinului.